Hei, te salut și bine ai revenit la un nou vlog. În acest vlog urmează să vorbim o chestie super tare, așadar să te rog să stai până la sfârșit pentru că sunt informații extrem de valoroase care te pot ajuta pe tine, te pot inspira și o să vezi, o să schimbe multe lucruri în viața ta. Asta este camera cu care filmez. Hai să-i dăm drum. Hei, te salut și îmi pare bine să te revăd la un nou vlog. Un vlog mai interesant pentru că astăzi vreau să-ți spun puțin despre cum a fost anul 2017 pentru mine. Hai să începem tutorialul. Bine a revenit! După cum spuneam, în acest vlog vreau să spun cum a fost anul 2017 pentru mine și pot să spun că a fost cel mai bun an din viața mea. Hai să spun cum a început totul. În primul rând, în 2016, deci ne reîntoarcem în timp, în 2016 a avut loc un început în transformarea mea, în sensul că m-am mutat din București în Timișoara și în perioada respectivă am început să filmez anumite tutoriale, anumite videouri pentru YouTube. YouTube-ul de atunci era cu totul altfel pentru că atunci am filmat videouri despre fitness. Eu am început cu fitness, am început cu sportul, eram la sală, eram mega, mega fanatic, îmi plăcea foarte mult și lucrurile acestea au dat o întorsură interesantă. Am început să am abonați, am început să fie lucrurile interesante, să fie puțin diferite. La un moment dat am dat hotărârea, ok, hai că trebuie să schimb și să postez un video despre rețelistică, pentru că asta făceam în momentul respectiv. La București, la facultate, îmi plăcea să predau și predam cursuri de rețele de calculatoare, CCNA, ce fac și în momentul de față. Și acolo am început să postez videouri și video cu video, oamenii au fost, voi ați fost tot mai entuziasmați, v-a plăcut ceea ce fac și am postat tot mai mult. Și ajungem în 2017, la începutul anului 2017, am avut, dacă nu mă înșel, undeva la 600 de abonați. Deci în 2017, să zic așa, start și aș putea să spun aici finish. Am avut 600 de subs, 600 de abonați și prin destul de mult efort am reușit ca la sfârșitul anului să ajung la peste 4000 de abonați, ceea ce este wow pentru mine. Uite aici, este de 8 ori, sunt de 8 ori mai mulți abonați, ceea ce e absolut incredibil pentru mine și sunt recunoscător fiecare dintre voi pentru asta. Odată cu această creștere a canalului de YouTube, am învățat extrem de multe lucruri. Nu-ți pot spune cât de multe lucruri despre tot ce înseamnă, odată de la producție video, de la editare, la modul în care să prezint informația. Cred că ăsta este cel mai valoros lucru pe care eu l-am dezvoltat în urma acestor videouri. În momentul de față am creat peste 300 de videouri, 200 pe YouTube și 100 pe platforma ramonastase.ro Academy și... lucrul acesta m-a transformat fantastic, deci aici cred că aveam undeva la 50 de videouri, aici cu siguranță aveam peste 300 de videouri. Și după cum spuneam, lucrul acesta pe mine m-a schimbat fantastic, m-a ajutat să mă dezvolt într-un mod extraordinar, să-mi dezvolt nu doar partea fizică, cât și gândirea și asta cred că este cel mai important lucru. Să-ți dezvolți noi obiceiuri, să-ți dezvolți gândirea, să-ți dezvolți modul în care exprimi informația, în care ajuți pe alții, în care ajuți pe alții. Și asta a devenit oarecum o misiune pentru mine, să ofer cât mai multă valoare, să te pot ajuta pe tine ca tu să fii în fiecare zi mai bun și să ajungi până la urmă să-ți îndeplinești visurile și să-ți îndeplinești obiectivele. Și partea aceasta de dezvoltare personală am început-o. Și pot să spun că la începutul anului 2017 eram foarte sceptic dacă să dau bani pe un curs de dezvoltare personală. Spuneam, are sens să dau bani? Wow, nu știu ce să zic. Și la un moment dat am ajuns în momentul în care eram într-un seminar gratuit al unei persoane foarte dragi mie, care un mentor care m-a ajutat enorm și am fost pus în postura să accept sau nu un curs de public speaking, de vorbit în public și mă gândeam, băi, ok, hai că mă duc, dar cât costă? 300 de lei. 300 de lei, wow, pentru mine era la momentul respectiv 300 de lei, eram, oh my god, cum să dau eu 300 de lei pentru un curs? Și am spus, ok, hai totuși să dau, hai să dau, pentru că eu vorbesc în public, asta fac, vorbesc la cameră, care este tot un skill, da? Deci trebuie să dezvolți această abilitate de a vorbi la cameră în timp și tot ține de partea aceasta de public speaking, de vorbit în public. Plus că vreau să-mi dezvolt o carieră din partea asta de vorbi în public, de a inspira oamenii, de a ajuta. Și atunci, ok, am spus, hai să facem chestia asta.
Și dintr-un curs de dezvoltare personală, de public speaking, pot să spun că viața mea s-a schimbat complet. Pentru că am urmat acel curs, acel curs se întâmpla o dată pe săptămână, timp de 12 săptămâni și m-a schimbat total. Odată mi-a schimbat modul de a gândi, mi-a adăugat anumite abilități în care pot să prezint mai bine, pot să fiu mai clar, pot să îți arăți ție cum să faci anumite lucruri, exprimându-mă într-un anumit mod, aș putea să spun unic, pentru că am primit foarte mult feedback din partea voastră, din partea oamenilor cu care lucrez, din partea studenților pe care i-am și pe care i-am avut, că Ramon, tu explici foarte bine, îmi place foarte mult cum explici și sunt foarte recunoscător pentru asta. Iar cursul ăsta m-a ajutat să mă dezvolt și mai mult în acest sens. De la 300 de lei la începutul anului, de la cât 80 de euro să spunem, am ajuns ca până la sfârșitul anului să investesc undeva peste 8.000 de euro în partea aceasta de training personal, de cursuri de dezvoltare personală și vorbim de pe mai multe arii, vorbim atât de pe partea tehnică, cât și pe partea de soft skills, cum se spune, pe partea aceasta în care înseamnă pur și simplu prezentare, public speaking, înseamnă business, înseamnă marketing, înseamnă vânzări, înseamnă networking, relația cu alte persoane, înseamnă mult, mult, mult mai multe lucruri. Și atunci lucrul acesta m-a schimbat enorm. Deci asta îți recomand și ție și este un lucru, un subiect pe care o să vreau să vorbesc puțin mai mult, pentru că IT-știi în general din România sau oamenii din România nu prea dau mare importanță. Cât de mult contează ca tu, ca spirit, ca suflet, să zic așa, să te dezvolți, să crești. Și știu că dezvoltarea personală, chestia asta sună foarte așa, oh, what the fuck, lasă-mă în pace cu chestiile astea, cu vrăjelile astea, vin alții și îmi cer bani. Nu, important este ca tu să te duci acolo și să înveți de la alții anumite lucruri pe care tu le poți aplica în viața ta. Și odată ce tu începi să-ți schimbi aici modul de gândire, pentru că asta face diferența, odată ce începi să-ți schimbi modul de gândire, viața ta se schimbă complet. Și mergând mai departe, tot în această serie cu dezvoltarea personală, să spun așa, am ajuns ca la un moment dat de la a face lucrurile acestea, în momentul de față, când vorbesc de toate astea, eram angajat și am ajuns să-mi dau demisia. Am ajuns să-mi dau demisia de la locul de muncă, am lucrat peste un an ca network engineer și din postura de angajat am ajuns să fac în momentul de față ceea ce fac mod full time. Da? Să mă dedic total acestui lucru. Și nu numai acestui lucru, după cum am spus, eu mă consider pe lângă partea aceasta de om tehnic, mă consider și un antreprenor, mă consider un om, un vizionar care vrea să schimbe lucrurile și vrea să le schimbe într-un mod bun, atât în România cât și în întreaga lume și asta m-a făcut oarecum să-mi dezvolt mai multe business-uri și să ajung să fiu pe mai multe arii astfel încât să am un impact cât mai pozitiv asupra lumii. Și lucrul acesta m-a schimbat total pentru că m-a responsabilizat. Ok, acum trebuie să-mi câștig proprii bani, trebuie să ajut, trebuie să-i ajut pe alții, trebuie să învăț eu cât mai mult, pentru că un lucru pe care l-am învățat foarte interesant de la un mentor de-a meu despre care o să vorbesc imediat, Laurent, a spus că nivelul firmei tale sau cât câștigă firma ta este nivelul patronului. În cazul meu, firma mea, patronul fiind eu, dacă atât câștig, înseamnă că acesta este nivelul. Și până la urmă e un subiect foarte important pe care vreau să-l vorbim și în domeniul IT, că dacă câștigi o anumită sumă, indiferent că e în IT sau nu, înseamnă că acela este nivelul tău, înseamnă că atâta valoare aduci și cu cât ajungi să câștigi mai mult, cu atât mai multă valoare vei aduce în piață sau vei aduce unei anumite persoane. Și de asta este importantă, în cazul meu a fost extrem de importantă partea aceasta de demisie, pentru că mi-am dat seama că ok, nu mai vin bani în mod constant în fiecare lună, înseamnă că trebuie să învăț al naibii de repede și trebuie să învăț foarte multe lucruri care nu au treabă cu partea tehnică. Și atunci m-am apucat și am început să învăț și încă învăț continuu și este unul dintre darurile pe care fiecare dintre noi le avem în viața aceasta de a învăța și a progresa. Crede-mă pe cuvânt, pune-te și învață nu doar partea tehnică, învață și alte lucruri care țin de ea. Pe lângă asta, un lucru fantastic a fost că am ajuns să scriu cărți. Am scris 4 cărți. Chiar țin minte că undeva în 2015, la un moment dat, mi-am scris în obiective că la un moment dat aș vrea să scriu o carte. Și am reușit ca în 2017 să scriu 4 cărți. Toate acestea sunt în limba română. Poți să găsești link-ul de mai jos în descriere, acolo să găsești link-ul
cărțile mele sunt atât pe parte, sunt pe networking în general, da? Deocamdată sunt pe networking, urmează că anul acesta, în 2018, să scriu cărți pe Linux, pe securitate și pe programarea în Python. Acesta va fi focusul meu. Și scopul meu ar fi ca în 2018 să ajung la undeva la peste 10 cărți în total. Da, deci încă 6 cărți. Dar despre asta o să vorbim într-un alt video în care vei vedea cum să setezi tu propriile tale obiective. Scopul acestui video nu este să mă dau mare, scopul acestui video este să vezi ce se poate face într-o perioadă scurtă de timp, să fii deschis la minte, să te inspire pe tine și să te apuci și tu de treabă, bineînțeles. Iar aici, bineînțeles, că aveam 0 cărți. Și în același timp, înainte de chestia asta, la început, aveam 0 intenție să scriu o carte. Dar având un blog, blogul m-a forțat să scriu pentru că vreau să public articole, vreau ca oamenii să mă găsească pe Google, să mă găsească oriunde aveau o problemă, aveau un examen, să poată să o rezolve automat. 2-3 cuvinte pe Google, m-au găsit pe mine, explicații acolo, absolut tot ce au nevoie și apoi să meargă mai departe, să-și îmbunătățească viața. Acestea au fost câteva lucruri pe care m-au ajutat pe mine enorm, dar un lucru care m-a ajutat fantastic de mult a fost faptul că am făcut un internship. Am făcut un internship după această demisie, am făcut un internship la unul dintre mentorii mei, Lawrence Soares Sass, despre care am mai vorbit și la el poți să găsești link mai jos în descriere, atât pe YouTube, poți să cauți pe Facebook, e foarte tare tipul ăsta în România, m-a ajutat enorm. Omul ăsta m-a ajutat enorm pentru că m-a pus în mediul lui, m-a pus în firma lui, am avut oportunitatea să lucrez acolo 2 luni și să învăț de la colegii lui, de la echipa lui, care sunt oameni fantastici și le mulțumesc pentru tot, absolut tot ce m-a ajutat să fac acolo și să învăț. Am învățat o grămadă de lucruri care în prezent mi-au schimbat viața și îmi schimbă viața în mod continuu. Pentru că mi-au deschis mintea asupra, bă, uite, poți să faci asta, poți să faci asta sau X, Y, Z, faci așa, așa, așa. Și atunci chestia asta m-a schimbat fantastic în doar 2 luni. Pentru că acești oameni sunt oameni care sunt focusați odată pe creșterea internă, creșterea personală, dar și creșterea profesională. Vor și ei să ajute, vor să inspire pe alții, vor să le arate oamenilor și românilor că, băi, se poate mai mult. Trebuie doar să înveți câteva lucruri, să înveți cum se fac lucrurile și atunci să mergi și să le faci mult mai bine, să eficientizezi procesul. Să câștigi mai mulți bani, să ai mai mult timp pentru tine, pentru familia ta. Despre asta e vorba și asta era vorba la Loran. Da? Deci, în doar 2 luni m-a schimbat total pentru că toți acești oameni erau axați pe dezvoltarea lor, pe dezvoltarea echipei, pe dezvoltarea comunității interne care s-a făcut acolo și pe dezvoltarea României. Da? Și asta m-a făcut și pe mine să mă gândesc, ok, unde vreau să ajung, cât de mare vreau să fiu. Important este că în momentul de față vreau să ajut cât mai mulți oameni să inspir și să le arăt că se poate mai mult. Da? Mentalitatea, după cum spuneam, e cel mai important lucru. Odată ce o schimbăm, putem să ajungem de la a nu câștiga nimic, de a nu fi făcut, de a fi pierdut o grămadă de timp, o grămadă de ani, cum am făcut eu, deși asta probabil că o să râzi, deși am 23 de ani, da, o grămadă de timp am pierdut pe care l-aș fi putut valorifica și puteam să fiu și mai mare, și mai bun și puteam să ofer și mai multe. Că despre asta e vorba. Eu sunt aici să servesc, să te servesc pe tine, să servesc o întreagă națiune, astfel încât să ducem la un nivel cu totul neimaginat și un nivel fantastic România și absolut pe fiecare persoană din această țară. Asta ar fi o viziune a mea, să creștem nivelul, să creștem standardul pentru fiecare om, standardul de gândire în primul rând. Da? Tu să știi că se poate mai mult, că poți mai mult, ai tutorialele de pe acest canal, mai trebuie să stabilești obiectivele, unde vrei să ajungi, în cât timp vrei să ajungi și să începi. Îți mulțumesc mult pentru că ești la acest video. Dacă ți-a plăcut, dă-i un like acestui video, lasă un comentariu pentru că sunt curios tu ce ai realizat în 2017. Aș fi foarte curios dacă și recunoscător dacă ai împărtășit cu mine 3 lucruri. Scrie mai jos în comentariu 3 lucruri pe care tu ai reușit să le faci și de care ești foarte mândru în 2017. Acestea au fost doar câteva. Eu mi-am făcut o listă și erau peste 30 și ceva de lucruri pe care am reușit să le realizez în 2017. În 2018, care va fi un an și mai tare și mai cool, vreau să realizez peste 100 de obiective, dar despre asta o să vorbim în cu totul la tutorial. Îți mulțumesc din nou că ești aici și ne revedem la tutorialul următor. Salutare!